special pentru toți moroșenii, la moara la Nicolae. Ai Nicolae, mai Nicolae, tu cu mine-i dai de bai, tu casa nu din gămoară, că bași femeile moară. Soții nene și-au încălzit sufletele românilor din California. Unii au făcut și live-uri ca să se mândrească rudelor și prietenilor din țară că petrec românește. După petrecere, artiștii au stat de vorbă cu românii și s-au întâlnit cu fanii lui Măruță. Și au întâlnit români, adevărați români, frumoși cu sufletul curat. De ani mulți plecate acasă. Și mai mult de atât, moroșenia noștri, chiar din Maramureș. Eu sunt uimită pentru că vreau să vă spun cum din ea au văzut oamenii ăștia. Și mie am spus, cum din ea ați văzut? La Măruță, la TV. Așa și v-a plăcut? Sigur că da, sigur că și da. Și n-ați ratat ocazia de a veni să ne vedeți? Și după aia am văzut afișul că e bucură din suflet. Mulțumim tare, tare mult. Avem aici o moroșancă de săpușită. Moroșancă autentică. Bani ai venit după California. Bine, v-a găsit. De cine plăcut toți de acasă? Deci, nu suntem singuri. Oameni buni, eu de câteva săptămâni deja am nidor de casă. Măruță, te salutăm și să știi că America e cu ochii pe tine. Să uită la Măruță. Apoi au plecat în alt colț al Statelor Unite, în vizită la niște prieteni. Fascinată de America, Maria s-a decis că vrea și ea acasă peste ocean. Cam așa arată terasa casei prietenilor noștri. Bună dimineața, tu. Ce faceți voi, admirați priveliștea asta? Da, uite care acum devis. Vorbesc cu Florin. Vreau să urc sus, pe deal. La munte, ți dor de munte. Grozav. Ce important că acolo e o cruce, uite. Nu e cruce, sunt cactus. Cactus, cactus. Sunt formă de cruce? Da. Așa e cactus, dragă. Extraordinar, ce priveliște, ce... Tati... Am să spun ceva, cred că mi-au crescut pretențiile în America de la genți și de la bijuterii. Cred că vreau o casă aici. Serios? Uite, cu priveliște asta, chiar că mi-ar plăcea să am o casă aici. Deci așa numai în filme am mai văzut, jur. Pe unde? La noi la țară? Ce vrei? Un miez de tău, acolo undeva, miez de vale. Mândru. Mândru rău. Mândru. Ne aflăm în Sedona, aici unde toți munții sunt roșii, piatră. Uitați-vă, Mihaiță, în lumea lui, escaladează la propriu, îmbrăcat așa de alergat. Uite ce mai sus! Extraordinarii mega ajungem vârf. Uitați-vă cât doar ele, cât noi suntem aici și el, uite, până unde sunt. Hai, Mihaiță, mai sus, că pot! Dacă ar putea, ar urca până acolo sus. Îți place să urci la munte? Îți place să faci mișcare? Oh, nu cred, Mihaiță! Bravo! Bravo, Mihaiță! Mișcare la munte! Gata că am nevoie de energie. Hey, categoric. Și bine a făcut că nu a exagerat cu sportul, pentru că și-a păstrat energia pentru mai târziu, când s-a întâlnit cu admiratoarele, iar apoi a mers la shopping cu soția. Mihaiță, îți fac poze cu bunăciunile aici la Sedona. Uite ce bunăciuni. Thank you. Așa, așa. Thank you. Extraordinar de frumos acest magazin. Trebuie să recunosc, îmi place lingeria intimă. Și cred că pe aici voi găsi eu o pămăriucă pe undeva, că e tare mare magazinul ăsta. E destul de mare și nu știu unde o găsesc. My God, unde ești, Marie? Uite-o în față. Fraților, uite-mi sămuierea. Nu pot lecui de cumpărături, n-am cum. Uite, aici oare ce tracață e? Poftim! Păi Măruca, ce faci? Măruca, când mergem noi la cântat, te plângi că ți-s grele bagajele și îmi dai mie să le duc. Aici nu-i greu, așa e? Niciodată nu-mi e greu să fac shopping. Extraordinar!
Extraordinar. Eu zic că să-ți închiriez un vapor pentru bagajele câte le-am luat din America. Trebuie să-i cumpărăm. Acum, pe bune, am cumpărat din astea, trebuie să cumpărăm genți. Deci nu știu dacă mai apucăm azi, dar trebuie să cumpărăm genți. Bun. Vă pup din Arizona, vă pup, vă iubesc și abia aștept să ne vedem în România. Doamne ajută! Doamne ajută! Asta zic și eu, mulțumim mult de toți soților Nemeș și corespondenților noștri, practic, din America. Oameni buni, românii noștri dragi, dacă vă aflați oriunde în colțul ăsta al lumii, adică lumii mari, trimiteți-ne câte un filmuleț pe numărul de WhatsApp și puteți să deveniți corespondenții noștri. În câteva momente, în platoul emisiunii va merge Andra, iar colegii mei mi-au trimis această cutie și mi-au zis: Măruță, trebuie să o deschizi doar când vine și Andra în platou. Așa că nu știu ce e aici, dar în câteva momente vom afla împreună. Așa că pas cu pas, după publicitate, Andra ne și cântă și ne întoarcem imediat la emisiune.